Așa cum a promis încă din prima zi ca primar al orașului Balș, Cătălin Rotea a reușit într-un an să bifeze mai multe obiective pe care și le-a propus pentru mandatul său. Prezent în emisiunea Imperativ de la Olt TV, edilul a declarat că este mulțumit de realizările din această perioadă. Iată ce schimbări au fost făcute până acum. Locuri de muncă noi, cel puțin 200 de locuri de muncă nou create, într-o schemă de ajutor de minimis pe care am propus-o și pe care investitorii au apreciat-o, s-au deschis hipermarketuri și galerii comerciale. Pe partea de infrastructură am început aproape tot ceea ce ne-am propus. Lucrările de alimentare cu apă, lucrările de canalizare, lucrările de amenajare peisagistică. Multe dintre investiții au fost realizate și din bugetul propriu. Am făcut din bugetul propriu, cu bani puțini. Am modernizat piața, hala de lactate și zona pieței industriale. Am dat o mână de ajutor social celor din clădirea, este o clădire de locuințe sociale, blocul Temerarii, l-am schimbat acoperișul. O să dăm un sediu nou poliției în luna ianuarie, pentru că și poliția merită o casă nouă și trebuie să stea într-un sediu nou în cel absolut care stau. Absolut corect, da. Am reabilitat pe strada principală două zone de parcuri, cu bani foarte puțin din bugetul propriu. 2022 va fi un an al schimbării totale pentru orașul Balș, spune primarul Rotea. Se vor face noi investiții menite să le ofere locuitorilor de aici un plus de confort, iar aspectul orașului va fi modernizat. Vom avea foarte multe șantiere anul viitor. Pot să spun că anul viitor mi-aș dori în prima parte a anului, aprilie-mai, în funcție de cum vor decurge licitațiile, să începem următoarele șantiere. Canalizare în Vârtina, canalizare în Româna și Corbeni, canalizare în toată zona pieței, Mihail Drumeș Măceșului spre Popa Șapcăviilor, strada Ciocârliei, reabilitarea totală a esplanadei, modernizarea străzilor Frații Buzești Petre Pandrea 1 decembrie, trotuare, pavele, spații verzi, anveloparea primăriei, începerea unui centru de primiri urgențe la spital, lucrări de eficiență energetică pentru creșă și sistematizarea străzii principale, pentru că de la anul nu vom mai avea același trafic prin Balș. Edilul Rotea speră ca la anul, odată cu finalizarea centurii ocolitoare, orașul Balș să atragă noi investitori, astfel încât și nivelul de trai al locuitorilor să crească.